revin. Delicious. Everything changes. Are obiceiul să se închidă. Nu știu când mă lasă pe afară. Am mai mers cu mașina de nu știu câte zile. Cred că a plouat sau... Mă rog. Deci pâinea asta e bestială. E fierbinte. Nu a putut o felia. De alea care miros în mașină. Că mi-a rămas de la Maria. Dacă cumva cineva vede și se excită negativ pentru că arunc chestii în spate, eu n-am chestia asta anală cu curățatul mașinii. Adică mașina o curăță ploaia. Și în principiu tot ce nu e în zona asta este cucă. Adică gunoi, adică pot să arunc pe jos, pe sus, pe oriunde. That's me, deal with it. E foarte cald. E foarte cald. Unde rămăsesem? Nu mai țin minte. De la o vârstă asta se întâmplă. Salutare YouTube. You motherfuckers. Să pornim. Am ieșit să-mi iau țigări și pâine. Eu nu prea mănânc pâine. Dar nu știu ce acum. Mi se pare că am chef de pâine. Să stau gagicile la produs. Nu mănânc pâine când sunt acasă, aproape deloc. Mănânc ceva pâine uscată de la Lidl, un fel de... Chestia, da? Dacă îmi trebuie ceva de gen de ăla. Dar acum mi s-a făcut poftă sau nu știu cum să zic. Și în satul mare este o brutărie non-stop care culmea coincide cu ăla de la care iau eu produse de panificație. Și când zic produse de panificație nu mă refer la pâine, mă refer la câte un, nu, gen croissant cu ciocolată și brânzaică. Foarte rar. Pentru că, așa cum zic, nu mănânc pâine prea multă.
Și ăsta are și deschis, din punctul meu de vedere e cam cea mai bună pâine din satul mare. Eu m-am obișnuit cu ea, îmi place. Are un magazinuț lângă mine, bine, ăla e magazinuț. Noi acum mergem la fabrică. Am fost rugat să fac niște materiale. Trebuie să fac și materialele alea. În principiu, materialele sunt pentru un festival moto, adică un material pentru un festival moto. Message Moto Club. Probabil ceva chestia asta de prezentare, intro, trebuie. Mai degrabă prezentare scurtă. Numai că festivalul lor e la sfârșitul lui august. Și eu îl tot presez pe Gadiel să-mi trimită materiale ce are, dar încă nu. Deci probabil că va mai dura o vreme până să-mi trimită și să mă apuc de treabă. Hashtag Oedip Fireblade Cava Sexy Seme Bike Life Omnia Nihil. Aș vrea să promovez hashtagul ăsta Seme Bike Life, dar pentru asta aș avea nevoie de niște filmări mai ok, să zic așa, și n-am. Plus că prietenii mei care sunt cu speedurile nu prea fac ei chestii de-astea urâte pe drum. Probabil că la un moment dat făceau, dar acum deja au mai îmbătrânit lumea și chestiile astea se fac când ești tânăr și fericit. Când ești mai așa, te mai gândești de două ori. Ceea ce e bine. Ceea ce e bine. Dar nu-i bine pentru ideea asta pe care vroiam să o implementez. Dar probabil cu timpul o să adun și materiale pentru schema asta. Dacă urmăriți Bike Life, hashtag-ul de Bike Life, o să vedeți că e cu de-aia care toată ziua se ridică pe roată, toată ziua fac tot felul de chestii. La noi nu este spațiu să nu avem o autostradă sau o chestie aproape pe care să te duci, să te joci, să nu știu ce. Ei, pur și simplu o stradă mai dreaptă așa, probabil uneori mai puțin circulată. Și cam atât. Ceea ce nu îți dă așa o dorință prea mare de a face faze de astea. Atunci, Seme Bike Life probabil va fi un fel de, nu știu, plimbări prin oraș. Hashtag Oedip Fireblade Cava Sexy Seme Bike Life Omnia Nihil. Sunt mega lenios și am înregistrat și de pe motor, bine, fără sunet sau, mă rog, nu pot să le utilizez.
Adică nu neapărat că nu pot să le utilizez. De multă vreme încerc să fac un fel de retrospectivă cumva a primilor mei ani prin cluburi moto și chestia asta cu motocicletele. Complicat. Dar mă rog. Și da, am destule materiale pe care aș putea să le editez și să le public, dar ce să vezi, le spăs. Și în plus m-am gândit să fac acum ăsta și să-l pun cumva ca un fel de explicație la de ce nu fac lucruri, pentru că-s lenios. Ce să zic altceva decât că am ieșit până în oraș și ora 1 și un sfert noaptea. Hashtag Oedip Fireblade Cava Sexy Seme Bike Life Omnia Nihil. Da, vorbeam de microfon. Vreau să-mi ofere unul microfon de la valieră cu toată cutiuța aia. De mie nu trebuie nicio cutiuță, mie îmi trebuie microfon simplu și frumos. Și dacă se poate, cum un fomini USB. Să nu auzit ăștia, vor crezi că e în jur sau ceva. Adică n-aveau. Motiv pentru care nu am încă microfon, adică am microfon, dar ăla nu se aude bine. Evident, eu înregistrez cu telefonul, deci nu bag în cameră sunetul. Dar cu toate astea, tot nu se aude bine. Am găsit o cască, o cască de la MT Helmet. Costă vreo 3 milioane și ceva. Are aici în față niște zone mai drepte pe care pot să lipesc un suport de ăla pentru cameră. Dar nu mai am niciunul disponibil, pentru că am avut două la cameră. Unul l-am pus pe cască și unul l-am pus pe tank. Și ăla de pe tank ar trebui să-l dau jos, pentru că se mișcă, trepidează, vibrează. Deci imposibil. Am o filmare așa inutilizată. Va trebui eventual să mai m-am gândit să mai îmi iau o cameră. Și nu neapărat un GoPro. GoPro-urile ale ok, e scump. Un 3 Plus de ăla mea, de ăla am vrut să-mi iau inițial. Ăla l-am găsit pe OLX, destul de ieftin, dar parcă n-aș vrea să iau de-astea pe OLX. Adică YI. Camera pare ok și aș putea să o iau pe aia. Da, încă nu mă grăbesc. Eu mă tot bag așa în toate direcțiile și nu încerc să-mi pun un pic de pună, pentru că nu e ok. Prea mult cheltuiesc pe chestia asta și nu vreau. Dar casca aia trebuie să o iau. Îmi place cum arată. Nu cred că cine știe ce cască. MT Helmet. Dar e bună pentru pus camera pe ea. Și asta vreau să fac. Am găsit monturi de astea de la
GoPro care se potrivește cu camera mea. Deci casca aia aș vrea să o iau, mi se pare ok pentru ce vreau să fac cu ea. Din păcate, am văzut cum arată în realitate casca. Nu e chiar așa de protejată aici. Aici e problema. Hashtag Oedip Fireblade Cava Sexy Seme Bike Life Omnia Nihil. YouTube, mersi că v-ați uitat. Din ce am vrut eu să fie foarte scurt de treaba asta, aparent chiar ne-am lungit. M-am lungit. Seara faină. Mersi că v-ați uitat. Dați un like dacă vreți, sau un dislike, că poate nu vă plac lumina. Dar n-am ce să fac, că e noapte. Dați un share dacă vreți. În josul paginii mi apar chestiile de social media. Dacă vreți să dați un share și pe EMAG sau Dildo, chestii, n-am nicio problemă. Numai bine, seara faină. V-am zucat. Păi, ești prost ăsta când o ajuns?